Bun găsit! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre automatizări. Care este rolul acestora în circuitul electric al unei locuințe care are și un generator de curent pentru situații de lipsă de tensiune în rețeaua națională. În linii mari, evident, nu vom intra în foarte multe detalii pentru că nu este scopul ăsta. La sfârșitul acestei prezentări să avem o idee clară. Ne trebuie o automatizare sau nu ne trebuie o automatizare? Unele sunt destul de scumpe, fac o groază de măsurători, altele sunt destul de ieftine, nu fac așa multe măsurători, unele permit comunicarea de la distanță cu ajutorul calculatorului sau cu ajutorul telefonului și atunci permit ca de la distanță eu să controlez starea generatorului de pornit, oprit sau să verific diferiți parametri ai acestuia, cum ar fi tensiunea, puterea consumată în momentul respectiv sau o groază de alți parametri pe care interfața mi-i pune la dispoziție. În săptămânile trecute noi am făcut un film despre treaba asta, legat de una din variantele pe care noi le propunem, realizată cu comunicatorul de la SmartGen CMM366A. Am să dau direct căutare și pagina ne întoarce câteva soluții. Avem o variantă, ia să le deschidem noi așa, în taburi separate ca să putem comuta de la una la alta mult mai simplu și să vorbim despre fiecare în parte. Da, o groază, oferta este destul de bogată în funcție de puterea necesară în clădirea în care va funcționa această automatizare, veți avea de optat între mai multe variante. Variante de 250 de amperi consum per clădire sau 125 sau 63, iar aici diferența o face contactorul din interiorul automatizării. În rest, ele sunt relativ identice. În fine, haide să ne mutăm în cealaltă variantă de automatizare, unde găsim următorul text. Stagger IA463F12 nu mai are terminația STA. Și să vedem de ce. Este o automatizare trifazată de 63 amperi cu aceeași tensiune de încărcare de 12V. Vedem că e ceva mai scumpă decât cealaltă. Atunci să vedem de ce. În ce constă această diferență de preț? Întâi să ne uităm un pic la fotografii. Observăm că e o cutie mai mare, ceea ce înseamnă automat că va conține un contactor de alt tip, mai mare, dar cu un panou SmartGen. În cazul de față, acest panou se numește HAT560N. E un panou care știe să îndeplinească mai multe funcții decât panoul din automatizarea precedentă. Evident că de aici și prețul un pic mai ridicat. Și nu doar atât, știe mai multe. Iar aici vedem fotografia automatizării în varianta deschisă, să vedem, pot să fac eu un zoom. Hai că am reușit așa. Bun, unde? În partea stângă, pe capac, vedem panoul de control cu rigletele, cu contactele către generator și încă două piese aflate în cutie, în cutia propriu-zisă, un mare contactor. De data asta un alt model de contactor, mult mai solid, și o sursă de încărcare. Sursa de încărcare e același tip de sursă, tot 12V oferă și varianta asta de automatizare, iar acest contactor, care se numește SYK2-63, este denumirea acestui contactor, care e un contactor 4 poli, pe fiecare pol suportând un curent maximum de 63 de amperi. E un contactor electromecanic și cel de pe cealaltă automatizare era un contactor electromecanic motorizat, adică are un motor care comută de la o poziție la alta. În schimb, contactorul de tipul ăsta, în comparație cu celălalt contactor, are o poziție de neutru. Contactorul de la automatizarea cealaltă, n-am vorbit despre treaba asta, deși ar fi trebuit. Haideți să facem treaba asta acum. Ne cam bâlbâim noi, că ne tot întoarcem, du-te vino, du-te vino, dar măcar să le prindem pe
toate, stai mai aici. Bun, observăm, contactorul ăsta are o poziție sus-jos. Ăsta este butonul din care eu pot da eventual manual să-mi comut de pe generator pe rețea și viceversa, în cazul în care, știu eu, panoul s-a defectat sau s-a întâmplat ceva și nu mai pot comuta. S-a stricat bateria definitiv și până înlocuiesc bateria, evident că generatorul nu va porni, că n-are cine să învârtă motorul ăla și atunci va trebui să-mi comut eu manual să nu rămân fără curent, nu? Bun. E, acest contactor are doar două poziții, on pe rețea sau on pe generator, respectiv off pe rețea. În partea cealaltă, tipul ăsta de contactor, v-am spus că e un pic mai isteț și îi permite și poziția de neutru. Adică pe poziția 1 el conectează consumatorul la rețea, la rețeaua națională. Poziția 1 e întotdeauna preferată a fi conectată ca rețea națională. Poziția 2 fiind generatorul. În prima fază, contactorul ajunge în poziție 0, adică îmi decuplează consumatorul definitiv de la oricare din cei doi furnizori de energie, ori generator, ori rețeaua națională, îl trece în 0. După care și acolo stă, dacă setez panoul să petreacă un timp de siguranță în poziția 0, el acolo va sta un timp de siguranță, după care îmi comută în cealaltă parte pentru a-mi alimenta consumatorul cu energie de la furnizorul care e disponibil în momentul respectiv, generatorul sau rețeaua. E o chestiune foarte bună, după părerea mea, trecerea prin 0, pentru că îmi asigură faptul că, sau e o chestiune bună și nu e bună. În funcție de preferințe, în funcție de cum am configurat consumul în clădirea în care eu montez un astfel de consumator, această întârziere de trecere prin 0 poate fi suplinită de eventuale UPS-uri pe calculatoarele aflate în clădire sau pe, știu eu, centrala telefonică sau pe boilerul de încălzire de apă sau pe centrala termică, să nu rămână fără tensiune. Și momentul de trecere între cele două să fie sublinit de aceste UPS-uri. În cazul ăsta, UPS-urile cam sunt necesare. Dacă am o astfel de clădire, atunci pot să optez pentru astfel de variantă. Deși contactorul suportă trecerea prin 0 cu așteptare minimă, adică 0, astfel încât el face odată clang și mai face odată clang. Dar între momentul de deconectare de pe rețea, să zicem, și conectarea către generator, sunt doi timpi. Mișcarea către 0 și de la 0 către... Tot există o mică întârziere, de, să zicem, o jumătate de secundă, poate, maxim. Dar tot există o mică întârziere, timp în care, evident, că consumatorul, clădirea, rămâne fără curent. Acel timp trebuie suplinit, cum vă spuneam, din niște UPS-uri, din niște soluții alternative. În cazul automatizării precedente, cum am văzut-o pe cealaltă, trecerea este instantanee. Odată ce a plecat de acolo, a cuplat în partea cealaltă. Sigur că un mic timp de lipsă tensiune înspre consumator va exista, evident, pentru că polia aia pleacă dintr-o parte și ajung în cealaltă, dar trecerea este atât de rapidă încât cred că se poate să nu necesite UPS-uri. Toate treburile astea sunt în funcție de cum am gândit consumatorii din clădire sau în funcție de ce face clădirea respectivă, îmi scapă termenul pe care l-aș fi vrut, în funcție de destinația acelei clădiri. Dacă e o destinație care poate suporta un pic de lipsă de tensiune, un timp foarte, foarte scurt de lipsă de tensiune, atunci automatizarea din varianta a doua, cea cu contactor mai mare, e foarte bună. Mai ales dacă e o clădire cu mai mulți consumatori, e și un contactor mai puternic, mult mai solid, dar și panoul de pe capac face mai multe lucruri.
Întorcându-ne la panou, hai să vorbim un pic despre el. Acesta se numește HAT560N și face următoarele măsurători. Măsoară rețeaua națională, măsoară ori o singură fază, ori toate cele trei faze, măsoară diferența între faze, măsoară tensiunea între fază și nul și ține cont de absolut fiecare parametru în parte, măsoară frecvența rețelei, exact la fel și în cazul, în momentul în care se comută pe generator și generatorul este funcțional, deci furnizează energie, îi verifică și acestuia aceleași caracteristici, tensiunile dintre faze în cazul în care generatorul este trifazat, frecvența tensiunii și așa mai departe. Apoi aici, în partea de sus, sunt comenzile către motorul din contactor, iar în partea de jos mai avem câteva comenzi care, ia să vedem, noi putem să le mărim, nu se mai înțelege din fotografie că e destul de comprimată. Așa. Să comenzi către generator. Plus, mai sunt câteva contacte adiționale în portul ăsta central, care permite panoului să ia comenzi în funcție de, să zicem, dacă se deschide cutia automatizării în mod nevoit. Dar poate, să zicem, să dea comandă să se decupleze din orice poziție s-a aflat contactorul, să se decupleze, să vină către poziția 0. Sunt comenzi adiționale, comenzi opționale ce pot fi folosite și implementate în funcție de necesități, în funcție de nevoi și așa cum își propune utilizatorul. Mai aveam de zis că acest tip de automatizare suportă același protocol, dacă vreți să-i spunem așa, de comunicare cu generatorul pe 3 fire, unde observăm aici regleta cu cele 3 fire. Un contact de masă, un contact de plus 12 volți, 12 sau 24 de volți în funcție de sursa din interior către încărcarea bateriei din generator și contactul de comandă start-stop dinspre panou spre panoul de pe generator, care va prelua această comandă și va executa funcția de start sau stop a generatorului. Bun, mergând mai departe, da, cam astea au fost cele câteva cuvinte despre acest tip de automatizare, Stagger IA463F12, nu STA. STA este asta mai micuță, cu tipul ăsta de contactor. Foarte bun și el, dar mult mai compact, care se pretează în locuri unde consumul nu ajunge chiar la 63 de amperi. Pentru o casă de vacanță ar fi super suficientă, dar pentru o clădire, să zicem, de birouri, aș recomanda cu căldură celălalt tip de automatizare, datorită faptului că acest tip de contactor e mult mai puternic. Mergând mai jos, automatizare seria IA cu panou de control și funcție de AMF. Iată că aici am corectat textul. Pentru generatoare diesel Stagger în 1500 de turații. Date tehnice, tot 400 de volți, 50 de Hz, trifaza 4 poli, cu curent nominal 63 de amperi, încărcare pe 12 volți, același grad de protecție IP23, da? Care... cu care e dotat fiecare din automatizările Stagger, acest grad de protecție IP23. Revenim. Ce face o automatizare? Păi automatizare, în cadrul rețelei electrice de la cabană, de la casa de vacanță, îmi asigură faptul că în cazul în care tensiunea din rețeaua națională este întreruptă pentru o perioadă mai lungă de câteva secunde pe care eu pot să le setez sau variază ca tensiune sub un anumit prag sau peste un anumit prag, această automatizare sau acest tip de automatizări
pot lua decizia de a decupla consumatorii de la rețea, îmi comandă pornirea generatorului de backup și după ce generatorul a pornit, comandă contactorul să-mi comute consumatorul pe generator. În tot acest timp, se uită în continuare în rețea, la tensiunea din rețea, pentru a face măsurători și pentru a face observații dacă tensiunea din rețea și-a revenit. Dacă tensiunea din rețea și-a revenit și este stabilă un timp bine determinat de, să zicem, 10, 20, 30 de secunde, 3-4 minute, toate astea sunt reglabile în panourile digitale. Dacă tensiunea și-a revenit și este stabilă pentru, cum am spus, perioada pe care noi am determinat-o la alegere, comandă contactorii să mute consumatorul pe rețea înapoi de pe generator și să oprească, evident, generatorul tot după un anumit timp pentru a-i lăsa generatorului o scurtă perioadă de cooldown, de răcorire, dacă vreți. Bun, prieteni, vom posta acest film pe adresa noastră de YouTube, la ProEnergheSA, așa că dacă aveți întrebări, nelămuriri sau vedeți o altă automatizare în cadrul ofertei ProEnerg de care vreți să discutăm mai în detaliu, evident, eventual să le și punem pe masă, să le prezentăm aici, deși eu am considerat că nu e necesar, având fotografiile de pe site, am considerat că nu mai e necesar să le și pun pe masă, să vorbim despre ele, dar dacă considerați că e utilă treaba asta și vreți să vorbim de anumite chestiuni specifice, de cum se programează panourile de pe automatizări sau care sunt pragurile și cum se reglează pragurile de tensiune și de timp de execuție din vreuna din automatizările din oferta ProEnerg, scrieți-mi în cadrul comentariilor de sub videoclip și în cel mai scurt timp voi răspunde la ele și vom lua o decizie în consecință. Până la o emisiune viitoare, Cornel Lazar am fost eu, de la ProEnerg, vă salut, toate bune!